Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1909, la data de 26 noiembrie, s-a născut Eugen Ionescu, scriitor de limbă franceză, originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei franceze. Opera sa a constituit obiectul a zeci de cărți și sute de studii, teze de doctorat, colocvii internaționale, simpozioane și festivaluri. Cu ocazia centenarului nașterii scriitorului în anul 2009, opera lui Eugen Ionescu a fost celebrată în mod oficial în întreaga lume la propunerea României și a ambasadorului acestei țări la UNESCO, criticul literar Nicolae Manolescu. Autorului i-au fost consacrate numeroase manifestări culturale, atât în țară cât mai ales în străinătate. De asemenea, tot pe data de 26 noiembrie, în anul 1914, s-a născut Liviu Constantinescu, geofizician român, profesor universitar, membru al Academiei Române. Este considerat împreună cu Saba Ștefănescu drept fondator al Școlii Române de Geofizică. Studiile universitare le-a făcut la Facultatea de Științe din București, secția de fizică, și a fost licențiat în științe fizico-chimice în anul 1935. S-a înscris la doctorat și a lucrat ca asistent universitar în laboratorul de acustică și optică al Facultății de Științe. Doctoratul l-a făcut sub îndrumarea profesorului Eugen Bădărău și a elaborat teza de doctorat intitulată Potențiale disruptive în vapori de hidrocarburi, devenind doctor în științe fizice al Universității din București în anul 1941. După reforma învățământului, a fost succesiv conferențiar, profesor, profesor șef de catedră între anii 1949-1975 la Catedra de Geofizică, ce a funcționat întâi la Institutul de Mine, apoi la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie și, în fine, la Universitatea din București. Liviu Constantinescu a predat cursuri de geomagnetism și prospecțiuni magnetice, gravimetrie și prospecțiuni gravimetrice, seismologice și radiometrice. A fost ales prorector al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie în anul 1970, funcție pe care a deținut-o doar un an. După mutarea Facultății de Geologie Tehnică la Universitatea din București, în anul 1973 a fost profesor, iar după pensionarea sa prematură din anul 1975, cauzată de refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist, a activat ca profesor consultant.